adevărat campion. Un bărbat, un român care a scris istorie atât în ringul de box, cât și în spatele volanului. Doamnelor și domnilor, Mihai Leu, bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc frumos! Bine ai venit, Mihai, că ne-ai spus mai devreme că putem să vorbim mai leger. Da, mulțumim că da. Știu că sunt mai bătrân ca voi. Noi dar, din respect, nu din vârstă, ziceam, Mihai. Da, dar înainte de toate, cum te simți, Mihai? Pentru că primăvara înțeleg că a fost mai problematică un pic din punct de vedere al sănătății. N-am avut un an foarte ușor, dar sunt foarte bine și totul este în regulă. Mulțumesc mult! Eu am auzit că, mă rog, ai avut o perioadă de spitalizare și după aceea, imediat la curse, te-ai dus la Reșița, ai avut o curță acolo. Da, chiar înainte de acea cursă, bine, eu aș fi dorit să merg la toate cursele, așa. Din păcate nu s-a putut și într-adevăr cursa de la Reșița a fost foarte dificilă pentru mine, poate chiar nu am realizat înainte de cursă cât de dificil va fi. În pat o perioadă, cât ai stat în Am stat în 2 luni jumate, am stat, da. Asta mă gândesc. Perioada în care corpul se slăbește, nu mai poate să încaseze toate forțele dintr-o mașină de raliu. Da, chiar, dar cred că la psihic m-a ajutat foarte mult, adică chiar dacă fizic nu mi-a fost ușor, m-a ajutat foarte mult psihic și întotdeauna cred că până la urmă de la psihic pleacă totul și am trecut cu bine. Dar chiar asta ziceam după prima cursă, bineînțeles că mașina are servodirecție, am avut o febră musculară. După 2 zile de concurs de-abia puteam să mă mișc. Dar medicii au fost de acord cu planul ăsta de a reveni atât de repede în mașina de raliu? Bineînțeles că în prima fază nu au fost foarte încântați de ideea mea, dar, spre exemplu, domnul profesor Irinel Popescu este cel care întotdeauna, să zic așa, are în principal grijă de starea mea de sănătate și a spus că dacă mă simt bine și cred că pot să fac asta... Mai semnezi și tu o hârtie, uite mai dacă decizi că te duci pe asumarea ta. Nu cred că neapărat, dar pur și simplu cred că și dânsul știe că psihicul este foarte important și întotdeauna cred că asta contează foarte mult în orice problemă. Apropo de psihic și de momente mai grele prin care trecem cu toții, cine te ajută cel mai tare în clipele astea grele? Cine e alături de tine? În primul rând pot să spun soția și băiatul meu au fost tot timpul lângă mine. Adică totdeauna pur și simplu chiar am simțit... Așa cum să zic eu, am simțit mult mai multă forță decât aș avea de unul singur. Și în afară de asta, chiar trecând prin momente din astea mai grele, chiar mi-am dat seama că am mai mulți prieteni decât am crezut. Și chiar mulți oameni cu care, să zic așa, și colaborez sau oameni cu care am anumite legături au fost alături de mine și a contat foarte mult. Am avut și exemple negative, dar întotdeauna astea le uit și nu ne gândim la ele. Cum ne-a povestit Mihai la un moment dat, că l-a întrebat cineva care a fost cea mai mare înfrângere pe care a avut-o. Cea mai urâtă înfrângere pe care a avut-o. Și ce ai răspuns? Nu mă gândesc niciodată. Am pierdut în 20 de ani de box, am pierdut 10 meciuri la amatori, la profesioniști n-am pierdut. Și chiar am spus, de ce să mă gândesc la înfrângeri cât pot să mă gândesc la victorii. Corect și fantastic și aplauze și felicitări încă o dată pentru carieră. Vă mulțumesc. Atât în box cât și iată acum în mașina de raliuri. La curse e foarte, și aici este foarte greu, mai ales că întotdeauna timpul trece și bineînțeles că trecerea timpului nu este neapărat un avantaj. Probabil că am mai multă experiență, dar... Un pic, da. Am început poate să merg puțin mai precaut. Mai grijuliu decât în alte... Da, întotdeauna, sincer, înainte când mă urcam la volan, nici nu mă gândeam la altceva în afară de a câștiga de locul 1. Acum, de multe ori, spre exemplu, facem câte o strategie, ne gândim, poate nu este traseul cel mai bun pentru noi și ne gândim să acumulăm... puncte mai multe. Vreau neapărat să vorbim despre un eveniment pentru care te pregătești în perioada asta, dar până atunci aș vrea să mai facem un mic ocol pe la familie care ai menționat despre soția ta. Știu că sunteți împreună de 30 de ani și vreau să știu cum v-ați cunoscut, cum ai cunoscut-o, cum a fost când ai văzut-o prima oară?
am văzut-o într-o seară așa, eram, mă rugase antrenorul pe care îl aveam eu la Bayer Leverkusen, era un antrenor nou, venise din fostul DDR și avea o fată, cred că la momentul respectiv avea, nu știu, 13-14 ani și m-a rugat să-i arăt puțin orașul, Leverkusen, da. Și am intrat într-un bistro unde mergeam de obicei, am văzut-o pe Ana, acolo lucra o fată care era italiancă, am întrebat-o cine este. Și de acolo a început totul? Pot să spun că în acea seară i-am spus fetei antrenorului meu, i-am spus, asta va fi soția mea. Mamă, în aceeași seară! Bine, eu sunt așa hotărât, direct, dar... Totul sau nimic! Ea, bineînțeles că Ana n-a știut și a fost foarte greu. Da, deci chiar... Dar care este secretul unei relații de lungă durată? Aveți mai mult de 30 de ani împreună. Cum? Da, avem 33 de ani de când suntem împreună. În primul rând pot să spun că ea este o femeie extraordinară și cred că ăsta este, să zic secretul așa... Secretul e să fie ea înțelegătoare. Întotdeauna cred că poate, nu știu, poate bărbații sunt puțin mai, eu nu știu cum să zic, poate puțin mai zăpăciți, puțin mai, spre exemplu, haotici. Bărbații de obicei, nu știu, poate și asumă și anumite riscuri. Cum îți asumi și tu. N-a fost toată viața ușoară, să știți, adică chiar au fost multe momente grele și ea chiar a fost tot timpul alături de mine. Și am avut norocul, spre exemplu, și băiatul nostru, Marco, tot așa este asta foarte atașat de familie. Voiam să te întreb despre Marco, despre ce mai face și am senzația că aici o să atingem și evenimentul pentru care te pregătești. Da, Marco, spre exemplu, mai ales de când am avut problemele astea din primăvară, nu m-a mai lăsat să fac aproape nimic, adică pot să zic așa că sunt într-un fel de vacanță de tine, câteva luni. El câți ani are? 33 de ani. Mulți înainte. Păi, bun. Mulțumesc, și te ajută foarte mult acum în organizare, nu? 31, scuze. Da. 31. Da. E implicat în organizarea evenimentului? Da, da, da. Practic pot să spun că Marco se ocupă de aproape tot, el și soția mea. Acum de o perioadă și eu sunt mai activ decât înainte, dar în principal ei sunt cei care organizează evenimentul. Putem să-l vedem pe Mihai Leu în București, sâmbătă, în cadrul unui eveniment. Hai să povestim puțin. Sâmbătă va fi a treia etapă a campionatului național de Super Rally. Este un campionat național care se desfășoară pe circuite stradale în centrele orașelor. De obicei, peste tot este public foarte mult. Oamenii au ocazia să vadă mașinile foarte de aproape, să vadă piloții, pot să și stea de vorbă cu piloții în pauze, să, nu știu, să vadă practic și parcul service va fi amenajat. Deci acces în pauze, poți merge lângă mașini să, bineînțeles, să stai lângă el, poți să vadă, spre exemplu, cum se lucrează la o mașină de curse. Ce frumos. În pauzele care sunt. Poți să-și dea și cu părerea? Că știți cum e, dacă cineva lucrează la o mașină, mereu mai e un băiat lângă care își dă și cu părerea. Da, bineînțeles. Foarte asta... interesant. Deci e probă specială în București? Da. Unde se desfășoară? În jurul sălii Palatului. Nu știu exact cum se numesc, nu știu, Calea Victoriei. Și se delimitează? E posibil să fi văzut, da, eu harta evenimentului între timp. Opa! Păi, și să vă spun... Vă așteptăm cu mare drag, sperăm să fiți și voi alături de noi. Avem, spre exemplu, totul, adică traseul este securizat cu balize de beton. Se desfășoară în jurul sălii Palatului, asta voiam să spun, ca idee. Imaginați-vă, da, așa un perimetru și chiar cu trecere prin zona de intrare la sala Palatului, da? Pe acolo, pe breteluța aia. Da. Și am văzut că au fost montate și niște obstacole. O să fie nu o să fie atât de simplu cum vă imaginați circuitul. Traseul fiind în oraș, întotdeauna... Bineînțeles că toate deciziile le luăm împreună cu federația, împreună cu, da, alți piloți și am ajuns la concluzia, bineînțeles că mașinile sunt foarte performante și au evoluat foarte mult, punem niște șicane pentru a stopa tempera puțin, un pic, da, fiindcă o mașină performantă cum sunt
în zilele noastre, ajunge pe o linie destul de scurtă, ajunge imediat la 200 la oră și, și vorbim oraș, de o calea victoriei, da, totuși. În oraș nu asta. Este... Și atunci punem aceste șicane pentru a mai limita puțin viteza. Domnul Ritmu, mulțumim frumos pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc mult și sper să ne vedem sâmbătă. Ne vedem sâmbătă 100%. Ne vedem sâmbătă și mulțumim că ne-ai lăsat să spunem Mihai.